Sfânta Muceniță Chiriach, 7 iulie, în zilele împăratului Dioclețian, la anul 282, era un creștin, anume Dorotei împreună cu soția sa, care se chema Evsevia. Aceștia, fiindcă erau fără de fi, s-au rugat lui Dumnezeu ca să le dea rod, făgăduind să-i dăruiască lui pe copilul ce se va naște. Deci a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor și au născut un prunc de parte femeiască în ziua de duminică, lucru pentru care au și numit-o pe pruncă Chiriach, ce înseamnă duminică. Deci botezându- o au crescut-o cu învățătura și cuvântul Domnului după apostolul Pavel, păzind o pe fecioară curată, fiindcă făgădui rau a fierosii lui Dumnezeu. Iar într-o zi, un păgân bogat, care viețuia în cetate, auzind lăudându-se frumusețea și bunătatea obiceiurilor tinerei fecioare, a hotărât să o însoțească cu fiul său și spunând de lui Chiriac de aceasta, ea a mărturisit că este mireasa lui Hristos și că dorește să moară în feciorie. În vremea aceea, Diocletian a ridicat prigoană asupra creștinilor, iar păgânul mâniindu-se, S-a dus și a părât la împărat pe Chiriac și pe părinții ei, cum că sunt creștini, deci tiranul i-a chemat și i-a întrebat de ce de faima zeii. Dorotei a răspuns cu îndrăzneală că a învățat de la părinții săi să nu cinstească decât pe unul Dumnezeu, cel ce a făcut cerul și pământul și care s-a întrupat pentru a noastră mântuire. Atunci împăratul a poruncit să fie biciuit, dar pentru că Dorotei nici sub lovituri nu înceta să bat jocorească pe idoli, l-a trimis împreună cu. Evsevia la Igemonul Iust, ce se afla în părțile militinei, în Armenia cea mică, deci acela i-a pus la chinuri, apoi a poruncit să le taie capetele, iar pe Chiriach, Dioclețian a trimis o la ginerele său, cezarul Maximian care se afla în Nicomidia, acela uimindu-se de frumusețea fecioarei, i-a făgăduit că o va însoți cu o rudenie a împăratului dacă se va închina idolilor. Dar Chiriachi nu s-a plecat deloc, zicând că nimic nu poate să o despartă de Hristos. Atunci Maximian a poruncit să o întindă la pământ și să o bată cu vine de bou. Până va muri, deci ostașii au bătut-o până au ostenit și s-au schimbat între ei de trei ori dar mucenița a rămas nesimțitoare la lovituri și încă mai mult strălucea de har. Pentru aceasta tiranul se mânia asupra ostașilor ce ochi nu iau pe mucenița, grezând că aceștia nu o lovesc cu toată puterea, din milă față de ea. Atunci sfânta a zis către Maximian, nu te înșela, Maximiane, niciodată nu mă vei birui, căci harul lui Dumnezeu îmi este în ajutor. Atunci Maximian a trimis pe sfânta la Ilarion, stăpânitorul care era vestit pentru cruzimea sa față de creștini, acela citind scrisoarea lui Maximian a amenințat-o pe mucenița cu chinuri groaznice, dar Chiriachi a răspuns că i-ar fi mai ușor să înmoaie fierul, decât să o supună pe ea. Deci chinuitorul a poruncit să o spânzure de păr și să o ardă cu torțe, dar ea a rămas nepăsătoare, ca și cum ar fi fost fără de trup. Iar noaptea următoare, Cristos i s-a arătat în temniță și i-a vindecat rănile făgăduindu-i să o treacă toate încercările cu harul său. Deci chinuitorul s-a spăimântat văzând-o vindecată dimineața. Dar a crezut că zeii au tămăduit-o și a dus-o în capiștea idolilor. Acolo rugându-se Sfânta lui Hristos, s-a făcut cu tremur mare, încât s-au zdrobit idolii și s-au făcut praf. După aceasta, a urmat și o furtună de vânt, care a împrăștiat praful idolilor făcându-i pe păgân să fugă. Doar Ilarion a rămas în capiște blestemând, dar un fulger venit din cer a ars fața lui, încât a căzut din scaun și a murit. Atunci a venit un alt stăpânitor, cu numele Apolonie, și fiind înștiințat de cele întâmplate, a poruncit să se aprindă un foc mare, ca să fie aruncată sfânta în flăcări, deci o sta și încingând un cuptor mare. Au aruncat-o pe Chiriachi înăuntru, dar ea a stat acolo mai multe ceasuri în rugăciune, cu mâinile întinse spre cer. Fără să fie arsă deloc, și deși era vară și senin, a apărut un nor și s-a făcut o ploaie mare, care a stins focul. A fost aruncată apoi la doi lei sălbatici. Dar fiarele, simțind sfințenia ei, se gudurau cam ei, și mulți păgâni, minunându-se de un lucru ca acesta, au mărturisit pe Hristos și au fost uciși. Iar a doua zi, Stăpânitorul văzând că nu poate să o înduplece în niciun cip, a stătut la judecată și a dat asupra sfintei hotărârea să fie ucisă afară din cetate, prin tăierea capului. Auzind chiria această hotărâre, a cerut vreme să se roage, deci s-a rugat îndelung, mulțumind lui Hristos care a învrednicit-o să mărturisească numele său înaintea împăraților și a hegemonilor și care i-a păzit fecioria neîntinată. Atunci s-au arătat niște îngeri luminoși veniți ca să-i primească sufletul pentru a-l duce la mirele său cel ceresc, iar ea s-a culcat încet la pământ. Încredințându-se în mâinile lui Dumnezeu. Deci când ostașii au mers aproape de dânsa, vrând să-i taie capul, au văzut o moartă și s-au spăimântat. Și s-a făcut glas dumnezeiesc către dân și mergeți, fraților, și propovăduiți la toți măririle lui Dumnezeu. Și în vreme ce ostașii și s-au întors să spună igemonului cele văzute, creștinii care se ascundeau de frica păgânilor au luat trupul sfintei și l-au îngropat într-un loc potrivit, lăudând pe Dumnezeu. Cel slăvit întru sfinții săi,